Practicăm un comerț necivilizat. Vasculenii susțin că toate neregulile descoperite de angajații Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului își găsesc explicația în nivelul de trai al populației. Nu există săptămână în care magazinele din județ să nu fie descoperite încălcări ale legislației în vigoare. Produsele cu termenul de valabilitate depășit sau alimentele depozitate în condiții improprii au devenit o constantă în viața consumatorilor locali. Cumpărătorii susțin că toate aceste încălcări ale legislației privind protecția consumatorului sunt o consecință a economiei locale. Unde scrie expirat sau mai știu ce, trebuie să te uiți, domnule, la afișierul. Sau dacă nu spune, zice, vai, promoție, și te duci așa ba la muncă acolo, vai, să eu, chiar dacă nu-ți convine să iei matușa, și nu te uiți, doamne, câte zile mai sunt, dacă mai sunt trei, n-are niciun sens, că nu poți le mănânci toate deodată. Da. Așa, ce să promoțezi? O șmecherie, sigur, dacă nivelul de trai este scăzut în România, nici comercianții nu trăiesc bine și nici noi ca și entitate, ca și un stat civilizat. Deci nu poți să faci un comerț civilizat atâta vreme cât ești un stat sărac, cu oameni care nu sunt bine plătiți și așa mai departe. În intervalul 23-29 iulie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a organizat 40 de controle pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor. Verificările s-au soldat cu sancționarea contravențională a unui număr de 35 de operatori economici, numărul amenzilor aplicate fiind de 25. Valoarea acestora a fost de 18.000 lei.